Edilul Constanței, Radu Mazare, face pasul spre muzică alături de Costi Ionita. Mazare apare într-un videoclip produs de Costi Ionita, îmbrăcat în samurai, urându-le bun venit la mamaia tuturor turiștilor dornici de distracție. Clipul arată de altfel tot ce are mai ademenitor litoralul nostru, iar fetele sunt, bineînțeles, pe primul loc. Filmările au avut loc în timpul paradei carelor alegorice de la mamaia, iar melodia se numește Love to Party și este cântată de Celia împreună cu Mahumbi. Suntem chiar în acest moment de vorbă cu primarul Constanței, Radu Mazare. Bănuiesc că fetele care se așează acolo sunt chiar fetele din videoclip. Bună ziua, domnule Mazare! Cu imaginea noastră în cluburi ne-am obișnuit, la festivalurile de modă la fel. Trebuie să ne obișnuim și cu cea din videoclipuri acum? Păi, da, de ce să nu vă obișnuiți? Și vă întrebați cu ce ar trebui să vă mai obișnuiți. Acum să vă povestesc, eu de fapt vreau să fac un proiect muzical despre mamaia, despre România, despre distracție, despre cluburi, despre turismul de aici. Am vrut inițial să fac cu Cerebel, dar artiștii știți că nu sunt atât de exacti ca o parte a politicienilor. Am discutat la începutul verii, n-am mai răspuns, după care a venit Costi lui Ionita la un moment dat și mi-a spus, uite, filmez cu Mohombi, un clip în mamaia, dacă se poate, nu vrei să ne ajut să apar? Păi zic, stai așa, că ce-ți trebuie? Mașini. Ia mașini, i-am dat de la fratele Jaguarul, i-am dat de la mine Zefirul ăla care apare. Ce-ți mai trebuie? Un elicopter. Găsim și elicopter. Zic, dar n-ai vrea tu să filmăm și când defilăm? Ba da, cum să ne... Păi zic, dacă vrei și când defilăm atunci și vrei și fete și toată nebunia de la mamaia, atunci a trebuit să fiu și eu un clip. Se poate? Se poate. Și uite, așa am făcut clipul, deci erau vreo 3000 de oameni acolo. Ați contribuit serios cu fete, cu mașini, cu idei la videoclipul ăsta? Normal. Am contribuit fără să solicit parte financiară, pentru că ea, în esență, este o reclamă a ceea ce se întâmplă aici. E cântată de un artist internațional, e o reclamă internațională făcută care nu costă nimic, nici primăria, nici guvernul României. Și prin faptul că apăreți acolo, domnule primar, în videoclip și spuneți Welcome to Mamaia, putem să o considerăm și un mod clar de promovare, mai ales că înțeleg că videoclipul va fi promovat în toată lumea. Păi exact asta a și vrut să fie. Vă povesteam că am oprit, eu eram pe ultimul car alegoric, am oprit în față la casino, erau vreo 3000 de oameni și împreună ne-a zis că țipă și ei același lucru, împreună cu Costi Ionita le-a explicat turiștilor că filmăm pentru un clip cu mamaia și toți au săreau în sus când Welcome to Mamaia, erau hărmălaie acolo, plus fetele care sunt nelipsite și care sunt frumusețile României și pe care trebuie să le promovăm. Dar să vă dau o informație, mi-a venit un prieten ieri din Danemarca și ce mi-a spus? Știți la ce oră se închid cluburile și discotecile și barurile de noapte în Danemarca? La 11. În Italia se închid la ora 2, în America la ora 1. Nu-i păcat să nu profităm de această nișă și să aducem turiști aici când avem distracție, când avem fete frumoase și avem și o vreme și o țară frumoasă. E, asta încerc eu să fac și se pare că mulți au înțeles lucrul ăsta. Tocmai mă pregăteam să fiu puțin indiscretă, dar mi-ați strecurat așa puțin răspunsul prin ceea ce ați spus mai devreme. Înțeleg că n-ați fost plătit. Știu că de regulă protagoniștii videoclipurilor primesc bani frumoși pentru ceea ce fac acolo. Înțeleg că n-ați sustras o parte financiară din tot acest videoclip. Nu, nu numai că n-am fost plătit, dar am avut cheltuieli, ți-am spus, am dat mașinile din dotare. Elicopterele nu din dotare, fete din dotare am pus la dispoziție. Așa că am contribuit, am făcut-o cu plăcere. Și cum a fost experiența? Ultima întrebare. Videoclipul l-am văzut și noi așa pe scurt pe internet, arată foarte bine, suntem convinși că va avea impact. Cum a fost experiența? V-a plăcut? A, da, mi-a plăcut. Asta nu e decât începutul, pentru că mă gândesc foarte serios, acum nu o să vă spun și cu cine și cum, însă am avut discuții, aș vrea ca pentru în vara viitoare să filmăm un serial, Mamaia, un fel de Baywatch. Nu am să vă spun însă cu ce televiziune, pentru că sunt în discuții, va fi transmis însă pe canale internaționale de televiziuni. Nu, și nu pot. În același timp vreau să lucrăm și în continuare la un proiect, unul, două proiecte muzicale, pentru că am constatat că este o platformă de promovare senzațională.
Bun, deci o luăm așa. Vă spuneam de apariții incendiare în cluburi, de festivaluri de modă, ajungem la muzică și mergem mai departe, sărim către filme, înțeleg, vara viitoare. Nu, că n-am să fiu eu, poate o să fiu pasager așa pe acolo, prin vreo distracție, dar... Nu vreți să ne dați niciun detaliu? Nu vreți să ne dați niciun detaliu? Nu pot să vă dau, pentru că este într-o stare incipientă. Pot să vă spun însă că am discutat cu mai mulți... neapărat posesori de televiziuni internaționale, dar cei care pot promova pe lanțurile internaționale de televiziuni serialul ăsta, dacă îl facem și dacă va fi un succes, va fi un mare, mare, o mare platformă de promovare a României și a ceea ce se întâmplă aici. Vă dați seama, când ori vedea încremeniția de frig de prin Danemarca, din Norvegia, care nu se pot distra, unde totul e gri, că vin aici și au așa frumusețe și așa distracție, normal că se urcă în avion și vin până aici să cheltuiască banii. Bun, dar când se va concretiza, noi vom afla primii informații. Le mulțumesc tare mult, domnule Radu Mazare, pentru intervenție.